Spuneam data trecută că, da, avem în Biblie un îndrumar care nu dă greș privind majoritatea aspectelor și domeniilor vieții, dar există și chestiuni în care ea nu se pronunță tranșant. Despre cum ar trebui să se comporte creștinul în așa numitele zone gri, învățăm din Romani capitolele 14 și 15, unde am ajuns, câteva principii care au în vedere o viață creștină practică, sănătoasă, curată, plină de bucurie și pace. Spuneam și data trecută, primul principiu, convingerea, rezultă din Romani 14, versetul 5. Înseamnă, exact cum se exprimă Pavel aici, încredințare deplină în minte și în inimă, adică liniște și libertate în chestiunea respectivă. Conștienți că într-o bună zi fiecare vom da socoteală pentru fiecare gând, cuvânt, opțiune și așa mai departe. Se cuvine să fac cu tare sau cu tare lucru? Pot să o fac cu bucurie, în pace, fără nicio reținere? Iată întrebările pe care să ni le punem aproape la fiecare pas al umblării noastre. Principiul al doilea. Conștiința rezultă din versetele 19 și 22 din Roman 14. Între altele scrie, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Dacă și când cuvântul lui Dumnezeu nu se pronunță distinct, specific, invită-ți conștiința să evalueze și să se pronunțe dacă e bine sau nu, să faci sau să nu faci ceva. Conștiința te poate ajuta să acționezi de o manieră consecventă cu ceea ce crezi. Când trăiești de o manieră care nu este în armonie, în acord cu ceea ce crezi, asta nu e bine deloc. Ascultă avertizmentele și îndemnurile Duhului Sfânt în ce privește zonele gri și în ce privește fiecare pas al umblării tale prin credință. Un al treilea principiu, considerația, rezultă din versetele 13 și 21 din Roman 14, scrie în versetul 21, să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Asta înseamnă, fii atent, fii preocupat, grijuliu și în ce îi privește pe ceilalți. E simplu, poți fi liniștit și convins să faci sau să spui ceva, dar te-ai gândit cum ar afecta asta pe altcineva? Bagă de seamă să trăiești frumos, corect și drept, în special printre cei ce sunt mai imaturi, ori mai slabi din punct de vedere spiritual. Folosește-ți libertatea, dar nu forța, nu abuza. Iisus Hristos a fost gata să-și dea viața pentru orice frate mai slab. Așadar și noi, ucenicii și urmașii Lui, ar trebui măcar să ne reținem de la ceva ce l-ar putea răni pe vreunul dintre frații noștri sau ar fi pricină de potignire în umblarea sa creștină. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, scopul nostru principal trebuie să fie să-L mulțumim pe El, pe Dumnezeu. Asta nu este o problemă de bine sau de rău, ci întrebarea și chestiunea principală este, umblu în lumină? Să nu ne trezim că umblăm pe linia subțire care ne desparte de lume, încercând să ne menținem standardul și convingerile și mărturia creștine. E ca și cum ai șofa noaptea cu roțile din stânga pe linia continuă dintre cele două sensuri. O astfel de abordare te va duce mai devreme sau mai târziu să consideri viața creștină ca fiind nu doar riscantă și neatractivă, dar chiar nesatisfăcătoare de mâna a doua. Ori ea nu e câtuși de puțin așa. Dacă umbli în lumină, vei putea liniștit, natural, eficient, să arăți și altora calea spre Iisus, care este calea spre Dumnezeu.